Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem mereu conectați la ce se întâmplă în țara asta. Nimic nu ne scapă. La Botoșan, de exemplu, o nuntă cu totul neobișnuită. Sigur, ați zice că la Botoșan multe nunți sunt ușor neobișnuite, cred. Depinde. Fiți atenți, deci generică de la nunta asta a aflat practic în ziua nunții că testul lui PCR a ieșit pozitiv. Aoleu. Săracu. Pe bune? Astfel încât cei de la salonul de nunți respectiv nu i-au mai dat voie să participe la petrecere. Logic. Ce baftă! Băi, nene, cât noroc să ai în viață, Zem. Totuși. Eu am vrut, dar nu m-a lăsat testul. Da, și a stat acasă, înțeles, s-a odinit, a dormit. A fost liniște. Pentru că, evident, toată lumea s-a dus la nuntă, mai puțin el. Deci el a stat, s-a jucat cu calculator. A, deci meciul s-a jucat. Da. Deci necazul, zice monitorul de Botoșani, necazul mirilor a început de la faptul că nu erau vaccinați. Foarte urât că nu erau vaccinați. Și asta a fost, organizatorii le-au cerut să aducă, dacă nu sunt vaccinați, să aducă teste PCR. Teste PCR, test da. PCR, că nu. Și ăștia au zis, bine, ok, nicio problemă, s-au dus și au făcut test în, practic o zi înainte. Și citez, a povestit o apropiată a nuntașilor. Au primit mesaj pe telefoanele mobile. Mireasa, test negativ. Mirele, pozitiv. Cu cine ai fost? Da. Exact. Au pornit discuțiile. Mama mirelui era la coafor când a primit vestea. I s-a făcut rău și a leșinat în scaunul în care se afla. Săraca, bun, noi râdem, dar îți dai seama, săraca femeie s-a gândit că bietul copil, nu știu ce. În fine, asta e. Deci ca să anuleze totul, invitații restaurantul, tot mirii au ales să facă nunta fără mire. Pardon, nuntașii au ales să facă nunta fără mire. Păi și n-au găsit un mire de închiriat? Dom'le, nu știu de ce ar fi nevoie de așa ceva. Cine să-și asume, mă, un astfel de rol? Nu știi ce dai. Poate, cine știe, îi place de tine. Băi, ce faci acum, băi? Faci și nunt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.